în ce măsură se implică Blue Air pentru a aduce în România materiale de protecție și materiale sanitare pentru lupta cu coronavirus? Noi în perioada aceasta ne implicăm total în lupta contra coronavirusului. Practic, deși suntem obligați datorită stării de urgență să nu zburăm în zonele roșii, practic, continuăm să facem zboruri de repatriere, continuăm să facem zboruri charter, facem tot ce se poate să menținem puțină mobilitatea oamenilor care mai este posibilă în acest context și am reușit să obținem certificările de cargo. Suntem toți foarte bucuroși, fiindcă practic întreaga organizație s-a mobilizat, împreună cu autoritățile am reușit să obținem autorizația de a face zboruri cargo, am remodelat avioanele, am făcut toate demersurile necesare să obținem vize, să facem toate formalitățile astfel încât astăzi să facem primul zbor cargo din China. Deci suntem e cu escală? Curoși. Cu escală la Almaty, în Kazahstan. Da. Este primul zbor pe care compania dumneavoastră îl face în China? În China, da. Săptămâna trecută am început și alte zboruri cargo, dar săptămâna aceasta e primul zbor în China. Suntem foarte bucuroși că am reușit. Piloții noștri sunt bucuroși, mobilizați. Avem un plan prin care practic toți cei care doresc vor ajuta în acest demers de echipare a României cu cele necesare. Care sunt anumite probleme pe care le-ați întâlnit în situația în care totuși avionul nu este pentru cargo, este pentru transport pasageri? Mă gândesc că v-ați lovit de anumite probleme. A trebuit să echilibrați într-un fel avionul, a trebuit să scoateți scaunele. Ce alte lucruri ați făcut pentru asta? Da, deci am scos scaunele, eu nu sunt tehnic, dar am scos scaunele, am lăsat două rânduri de scaune pentru echipajele care trebuie să se odihnească. Am refăcut toate calculele, am stabilit toate detaliile tehnice împreună cu autoritățile. Știți care este cantitatea de volum și în masă pe care o puteți aduce în România? Da, putem să aducem până la 15 tone cu aceste aeronave modificate, ceea ce înseamnă 920 de metri cubi eliberați. Și ce aeronave folosiți? Boeing-uri 737-800. Practic am reușit deja să modificăm 4 dintre ele. Ne dorim să avem 6. Și pe toate 6 le veți folosi în relația cu statul român și să aduceți în România aceste materiale de care țara are nevoie. Da, noi suntem un transportator aerian, ne punem la dispoziția și a statului român și a oricui care poate să folosească serviciile noastre. Avem și cereri de la alte state. Cine va avea prioritate? Întotdeauna România, statul român, vă dați seama. De ce vă întreb? Pentru că au fost situații în care avioane au fost deturnate de alte state sau de alte firme private, pentru că e o mare bătălie care se dă la nivel global pe materiale tehnice, sanitare, pentru fiecare țară în parte. Aveți prevăzute și anumite situații de acest gen? Cum veți reacționa dacă se vor face presiuni? Da. Noi suntem o companie românească. Deci compania aceasta a fost construită de către români. Piloții noștri servesc interesul lor, al familiilor lor și al României. Nici nu vă închipuiți câtă mândrie națională este în companie să știm că putem să servim pasagerii români și acum că putem să aducem toate aceste instrumente și echipamente care sunt necesare. În total, câte astfel de transporturi ați făcut? Mă refer la transporturi cargo până acum. Sau este primul astfel? Nu, de-abia săptămâna trecută am început, am avut câteva, dar planificăm să facem din ce în ce mai mult. Deci ne dorim să avem capacitatea folosită la maxim. Ne puteți spune câte ați avut până acum sau nu cunoașteți sau e o informație secretă? Nu e informație secretă. Din câte știu eu, am avut deja două transporturi. Acum și din acesta fiind al treilea. Acum din China ce veți aduce?
Nu sunt eu în măsură să spun aceste lucruri, beneficiarul va face propria lui comunicare. A fost un transport dificil, luând în considerare faptul că a trebuit să aveți o escală la Almata? Da. Ca întotdeauna când zbori într-o nouă geografie, este... E alt context. Nu, pot să vă spun că pentru piloți chiar și faptul că nu, instrumentele de măsură nu erau și coordonatele nu erau în picioare, ci în metri, a fost ceva nou, dar s-au ajustat, bineînțeles. Faptul că au trebuit să treacă peste zone foarte înalte, s-au ajustat, faptul că au trebuit să găsească escape route-uri pe unde să treacă, astfel încât să poată să zboare în siguranță. Este, toate lucrurile acestea sunt provocatoare. Sunt sigură că piloții noștri pot să vă dea mai multe detalii, dar ce pot să vă spun e că s-au pregătit minuțios. Deci, efectiv, zborul acesta, deși a fost făcut, planificat foarte repede, a fost pregătit cu foarte multă grijă pentru fiecare detaliu. Vorbeați de escape route. Ce înseamnă? Asta chiar întrebați un coleg pilot. Înseamnă, practic, un fel de strâmtoare printre munți, o strâmtoare aeriană, din ce am înțeles eu. Ok. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Cu cerere.